Bună dimineața, la noi este dimineața, ora 5, majoritatea din voi dorme acum, dar noi ne pornim la drum. Mașina încărcată, copii încărcați. Bună dimineața! Bună dimineața! Mergem? Da! Alex, bună dimineața! Mergem! Mergem? Da! Sunt în oraș amândoi. Bună dimineața, mamica! Bună dimineața! Da, da, e gata de mare! Așa, super! Nu bate vântul, cu și o să apară și soarele, doar trolebuzele pe drumuri. Și noaptea nu ieșa lipstiv. Da uite, nici o mașină, patru trolebuze. Da, da, și noi. Și noi, da. De mult n-am văzut orașul nostru așa, liniștit. Da, păcă n-a ieșit doar la 5 dimineață. Deja jumate la 6. Ariana, cred că s-a doarmă. Da, da, eu am dormit puțin. Alex, tot puțin. Da, ești dormit, drumul e lung. A trecut puțin peste o oră. Noi suntem în Vama, Moldova. Ariana întreabă dacă ajungem la mare. De-abia ne-am pornit, Ariana. Mai ne ajungem. Acum în România o să intrăm. Pe urmă Bulgaria, pe urmă Grecia. Sunt vreo câteva mașini. Că acum și ora 7 și este o leacă. Ne închipui la Grecia și se face. La români poate să fie mult. Da, cred că este lume. Până când am fost în România, dar trecutul nu era deloc. Aici lumea, dar lumea începe să iasă, vezi? Da, cred că merg în vacanță. Și se întorc înapoi, au venit în vacanță, în Moldova, mulți. Parcă suntem informați, am citit mult referitor la COVID-ul și țările, adică condițiile care să intrăm, să ieșim. Cu România și Bulgaria n-ar trebui să avem probleme, pentru că suntem cu pașaporte românești noi. Dar în Grecia trebuie de completat un... PLF. PLF se numește, personal un fel de declarație. Da, așa se numește. Da, un fel de declarație online se face asta. Și am cu 24 de ore înainte de a intra în Grecia. Am completat-o și sperăm deja. De testuri noi nu avem nevoie că suntem vaccinați cu două da, doze. Da, suntem vaccinați cu două doze. Copii... De la a doua doză au trecut deja 14 zile, da. Mai mult. Copiii până la 12 ani nu au nevoie de nimic. În Grecia noi vorbim, nu știm de alte țări, noi da. Doar de Grecia. Așa scrie, dar să vedem dacă coincide realitatea cu ce scrie. Moldova a trecut-o repede, foarte repede. Nici 5 minute noastră, că erau 7 mașini în fața noastră, dar au trecut foarte repede. Am făcut o stație și la duty free, am luat câte ceva și am ajuns în România. În Vama, adică da, în România n-am ajuns și așa este că 3 Benz. Prima bandă vreo 15 mașini, pe a doua vreo 15 și pe asta vreo 10, da, cred că vreo jumătate de oră stăm aici. Sunt mult. Sunt spate că acolo. Asta e situația. Lumea pleacă că vrea la odihnă sau mulți se întorc înapoi de unde au venit. La Moldova nu ne-au cerut nimic, doar pașapoartele, n-au cerut vaccin test. Ieșim din țară și Moldova în zonă verde. Cu așa să vedem în România, dacă să ne ceară ceva. Trecut vreo 20 de minute, trecut o mașină. Noi deja am mâncat. Ne-am odihnit. Trecut de-abia o mașină. Foarte greu merge. Da, și rândul de alături tot o mașină. Greu merge, foarte greu. Gata, am ieșit din Vama. Luat și rovinete. Mergem înainte. Am stat în Vama o oră și... O oră? Fix? Fix, da. Nu la 7 și 10? Nu știu, 20 și ceva. Da, o oră. Am stat o oră în România la Vama. Nu e repede, am trecut, nu știu de ce așa de greu. Merge greu și pe urmă vreo 5 mașini au mers uitat. Poate s-a schimbat, da, tura. Și mergem acum înainte, avem vreo 5-6 ore România. Sau 6-7 și Bulgaria vreo 5. Timpul este foarte super, foarte super. E senin, nu bate vântul, cald. Unde suntem, tati? București suntem. București. Da, am ajuns în București. Tati, cu puțin s-a odihnit. Eu puțin am dormit, că n-au mers la volan o oră. Da, aproape o oră, ți-ți ajunge. Noi așa facem, ne schimbăm, eu mult nu merg. Da, și jumătate de oră e destul să dormi ca să-ți dai puterii. Ce? Unde sunt clei? F-
cafea acolo este, sunt clei. Aici copiii sunt tare ocupați. Da, îi disenează, colorează. Ariane, i-am luat ceva ca să facă unghiile. Sunt clei și unghiile. Ia, pentru unghi. Oh, no! Înțelegi? Fericită. Ariana, în fiecare 10 minute întreabă dacă n-am ajuns la mare. Cred că noi astăzi o să ajungem la mare. Alex, tu ce faci acolo? Bine, dar să trecem și pe la Bete? Nu, mami. Nu, Bete... Noi nu intrăm în bucurie. Să... Noi venim să ne ducem în altă seară, să ne ducem și la Bete. Altă dată o să trecem pe la Bete. Tu ce faci acolo, Alex? Eu desenez copii. Desenez sau colorez? Colorez. Desenez asta când desenez ceva de la zero, dar colorez, deja unde sunt? Alex ne întreabă în ce țară suntem. Unul ne întreabă dacă am ajuns la mare și altul da. În ce țară suntem. România, România încă suntem. Da. E foarte bine. Timpul e cald, da. E bun, e soare. Știi câteva ore deja, cred, ca să ajungem în Bulgaria. Este foarte mult ambutiaj, chiar pe drumul central, până am ajuns multă aici. Lume, multă lume, foarte mult. Noi suntem ca la București, sunt trei circuri. Noi suntem pe a treilea, adică nu intrăm în București, pe a treilea înconjurăm Bucureștiul și înapoi era acolo o coadă de mai mult de un kilometru, da, foarte lung. Da, dar încolo unde mergem noi e noi ambuteiaj, dar acolo stăteau pe loc foarte multe mașini. Da, dar oricum foarte mult aglomerat și în timpul săptămânii, nu suntem în weekend. Da, și e amiază, adică e dimineața și seara închip, ce se face aici. Ce ceva sapă, da. Cred că pot, da. Și o să meargă pod în deal. Să fac numai decât mai multe drumuri de atâta. Și mai înainte am văzut că vor... Cred că pe unele locuri se fac încă două benzi, știi? Să fie două încolo, două înapoi. Armatură, beton... Da, e drumul acela care ți-am substătit cu corect. Da, și acolo la dreapta am butiat. După și mult armatură. Da, da, pe aici podul... Podul trebuie să fie greutate și așa, da? Am ajuns în Bulgaria, adică la vamă. Încă nu am trecem ajuns, podul. Da? Am achitat podul. Și pe urmă, după pod, ieșim din România sau intrăm în Bulgaria? După pod, ieșim și intrăm, da, împreună. Dacă nu s-au schimbat, am restricțiile ceva. Noi doi ani în urmă, când a trecut, se făcea o bandă, știi? Da, și era cu semafor, am stat mult. Da. Da, acesta e podul. Și era vechi și rău, după că l-a renovat. Nu l-a dat jos, adică doar l-a renovat. Dar era așa deasupra, știi? Eu cred că e tranic, ține. Cred. Nu, aceea ce era deasupra este, e acolo, vezi? Aceea Bulgarie înseamnă sau cum? Da, nu știu. E de fier o leagă podurile, vezi? La jumate. Da. Asta e Bulgarie deja. Chiar și Bulgaria. Intram în Bulgaria. Da, ea că nici nu Bulgaria. Înseamnă că după podul ăsta e în jumate. Da. La celălalt doar România. Ia ca să încep și vezi? Iar ca acolo. Așa, numai pe ușoare. Da. Un pic și aici rând, din câte văd. Ca să vedem cât stăm aici. E 2:40 acum. Procedura următoare. Eu pașapoartele și pe urmă, că vedeți oamenii acolo cum stau în rând, pe urmă venim, ne parcăm după ghișeuri și venim și stăm în rând aici să luăm pașapoartele. Da. Eu că acolo toate mașinile sunt parcate. 5 minute am stat la vamă, la Bulgaria, pentru că pe banda asta pe care ne-am pus noi, verificau pe loc pașapoartele. Și așteptam. Nu lua de la mai multe. Da, și mi-l-a dat înapoi și am plecat mai departe. Am luat și vinetul. Foarte. Dar acolo lumea încă aștepta. Da, și sunt mulți în fața noastră. Că am fost norocoși, ne-am pus pe banda asta. I-am spus. Noi așa, când ajungem la vânt. Da, noi alegem banda repede. Vedem cine am avut dreptate. Cam așa, ca fel din treșeri. Da. Straniu că toți așteptau, că dat trecut când am fost, tot am așteptat. Da. Tot așa. Da. Am parcat după ghișei și... Am așteptat, am venit înapoi, am așteptat la ghișeu, până strigă numele, trebuie să stai aproape să auzi, că ei nu dau în rând cum le iau, nu știu,
Оряк, nu fac cum trebuie aici. Nu ne-au cerut nimic în afară de acte. Da, doar actele, vaccin, test, nimic n-au cerut aici. Deja vedem în Grecia. Lumea călătorește foarte mult, da, este multă lume. Dacă e vară și cald, se duc lumea la în Grecia, unde e cald. Dar nu numai decât în Grecia, ci ne-a duc în multe țări și trec prin Bulgaria. Și în Bulgaria, da. Aici la un loc unde mâncăm noi mereu când trecem Bulgaria. Deci fac mai gustos și să luăm și o cafea ceva și mergem mai departe. Gustos tine? Foarte. Poftă bună. Steak de porc, cartofi înăuntru. Gustos steak-ul. Suntem la podul ăsta frumos, dar periculos. Sergiu, să te-ai podul ăsta. Mă țineam eu tot timpul. Ai spus că oleacă e... Oleacă e strâmbăi, l-am mai spus. Strâmbăi? Înfricoșător, dragul meu, se spune. Înfricoșător. Suntem priveliște, ai frumos, foarte frumos. Am ajuns la Vama, Bulgaria cu Grecia. Și dacă nu-s vreo 300 de furi aici în rând, eu nu știu, foarte multe furi așteaptă, nu știu de ce. Noi trecem așa pe lângă furi. O, sunt, este rând, da. Dar nu-i trage. Care, stânga sau dreapta? Știu. Hai, stânga, eu zic stânga. Hai, stânga. Copiii aceia cronțănesc chipsuri, nachos, adică, nu chipsuri. Noi care ajungem în Grecia. Catare, da, ajungem în Grecia. Dar voi n-ați răbdat până la hotel, când e peste oră... Jeleuri, da. Peste ori trebuie să fim la hotel. O să dormim în Thessaloniki, că să nu mergem încă 7 ore până în Atena. Este seara, jumătate la 10. O să ne culcăm. Am bronat un hotel în Thessaloniki, o să ne culcăm. Dimineața ne trezim la 7-8 și am pornit spre Atena, da. Mâine seara avem deja corabii spre Rodos. Gata, am intrat în Grecia. Yeah, am stat la vamă, nu știu... Ei da, mai puțin. La 16 minute. Hai 20. Am trecut foarte repede, adică am arătat doar buletinile, m-au întrebat de test, am arătat vaccinul sau test sau vaccinul și este și o formă care trebuie completată, PLF, se numește, un fel de declarații care se face doar în Grecia. Ca să intri. În Grecia rovinetă nu-i, dar în schimb este diode, asta, pachet. 30 ceva de euro. 30 ceva de euro până la Atena. Sergio aici a chitat cu cardul. Aristo? Aristo? Aristo! Oh, și-a pipit că la... Da, acum se face cu cardul ăsta foarte super. Da, pentru bănuții ăștia înapoi tot era greu. Da. Sunt diodia, 500 km până la Atena, adică și până la Thessaloniki încă 100-600 în total. Sunt diodia, la fiecare, nu știu, 10-50 km se achită câte 2-3 euro pentru drum. În total până în Atena ies undeva 30 ceva de euro. Dar vreau să spun de vamă, că mulți, noi am citit mult, că să venim, că să nu întâmpinăm surprize. Și adică PLF-ul ăsta, declarația asta este obligatorie. Dar aici la VAM, adică așa cum am spus, ne-a cerut testul sau vaccin, am arătat, așa, tare, nici nu s-a uitat el, foarte, foarte atent. Și PLF m-a întrebat dacă l-am. Am spus că l-am și am dat să-l scot, să-l arăt, am spus că e bine, hai, pa, pa. Și am plecat mai departe. Nu ne-a controlat. Nu e așa tragic cum se scrie pe internet, cu rând, cu cost de ori întregi. Adică noi aici, cum am ajuns în VAM, au fost vreo 10 la Culata mașini. Noi, vama de la Culata, că sunt mai multe vânt, da? Da, Prohonas. Nu știu cum. Prohonas. Nu, stai, cum spune? Stai, am uitat. Pe... Pomacronas. Pomacronas. Și
10 mașini în fața noastră, mă așteptat dacă maxim 20 minute, repede trec. Și doar o mașină, o dată într-o parte, să-i fac test, ca și rapid, nu avea nici test, nici vaccin. Și eu făcut rapid test, asta care da. Deci salivă sau ceva, nu bagă în gât sau nu. Da, erau acolo masă unde se testau, nu știu care e situația, pe noi nu ne-au testat. Da, noi am arătat vaccin sau testul, adică și mergem mai departe. Nu așa tragic, așa că dacă vreți să vă porniți în Grecia cu mașina, porniți. În România am stat o oră în vană. Da, cel mai Moldova mult. Moldova am stat 5 minute, Bulgaria avea o oră. Da, da. În România o oră, Bulgaria... Bulgaria n-am stat. Ce am stat? Am stat puțin, dar tot iar fără probleme, repede. Da, și e ca aici deja 20. Și cel mai mult la români, când am intrat. Suntem în Grecia. Grecia, mergem acum la hotel, să ne odihnim ca oamenii. Și am ajuns în hotel. Hotel. Este așa un pat aici. Nu știu, ne-a pus de paturi aici, n-au cerut atâtea paturi. Cadar aici Ariana, eu și tatăl. Da, Ariana, nu-mi place sculță. Să facem și un room tour. Așa, aici e intrarea. Dar nu-mi place sculță, încalți-te. Încalți-te. Ne-a pus aici un pat, pentru că am spus patru persoane, dar noi sunt Ariana și Alex. Aici e baia. Și un room tour ușor. Este duș aici. Schide. Da, așa. Un duș este. Tot necesare de băit. Șcadă este, văd că. Este o șcadă. Aici e holul. Dulapuri multe, multe. Ariana, nu-mi blade sculță. Încalți-te. Aici un pat dublu mare și acolo încă un pat mic. Nu, acolo aș doarmă, dar noi cu mașcurem aici. Da, ok. Ariana peste tot azi doarmă. Noi suntem foarte obosiți, așa că facem repede un duș și ne culcăm. Și deja mâine dimineață un journey nou. Ne pornim spre Atena. Avem de mers 500 de kilometri. Să luăm corabia de acolo și încă 500 de kilometri pe apă, pe insula Rodos. Noapte bună, copii! Bye.